Deci, doamnelor, domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispoziția articolului 134, aliniatul 1 litera din codul administrativ, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 100 din 22 noiembrie 2019 emisă de domnul primar. Din consultarea condiciei de prezență rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând domnul consilier Toma Vasile. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Da, mulțumesc. În primul rând vreau să spun bun venit celor care sunt prezenți deliberativului, colaboratorilor din primărie, invitaților și, într-adevăr, o să reamintesc una ordinea de zi pe care o mare parte dintre dumneavoastră o cunoaște, dar din respect față de regulamentul Consiliului Local, o să reamintesc. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuielile pentru activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pe anul 2019, inițiator subsemnat. Punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre care se referă la rectificarea bugetului comunei noastre pe trimestrul 4, inițiator subsemnat. Punctul al treilea, un proiect de hotărâre cu privire la actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Bogdanel în Crețul Bacău, inițiator Comisia de Specialitate numărul 3. La punctul al patrulea, figurează un proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul în aparatul de specialitate al subsemnatului, inițiator subsemnatul. La punctul al cincilea, adică penultimul, un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Comunei noastre, inițiator domnul Grigore Gheorghe, consilier local și care are calitatea de viceprimar al Comunei. La punctul al șaselea, solicitări adresate consiliului local. Vă rog să-mi permite să completez cu o informare legată de preocuparea noastră principală, cel puțin din punctul de vedere personal, preocuparea pentru investițiile comunității în ideea de a ne moderniza infrastructura, respectiv standardele de viață în comunitate. Spun acest lucru că, în legătură cu proiectul pe care îl cunoaștem, proiectul de apă și canalizare, care de curare pentru comunitate, am ajuns la un moment foarte important, și anume la emiterea autorizației de construire. Aici am mai explicat parcursul de tip canon, așa cum am parcurs, și anume obținerea celor 18 avize pentru obținerea dreptul de a emite autorizația de construire. Vă mai aminteam întâmplător faptul că cel mai dificil aviz pe care l-am obținut cu forma unui acord de principiu deocamdată de la CNAR, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, sau, dacă vreți, Ministerul Transportului. Mai aminteam de o primă etapă preliminară, să-i spunem, prezentarea documentației de proiectare pentru compania care administrează zona Moldovei, de RDPIA, ce numește pe scurtat, Direcția Regională de Poduri și infrastructură rutieră. Am obținut un ok din partea lor, folosind un termen mai simplificat, pentru că drumul național pe care îl cunoaștem are și statutul de drum european. A urmat a doua etapă de verificarea documentației care a ajuns, spuneam, în vreo 3 săptămâni, dacă vă mai amintiți, de la Iași la București.
Alexandru i-am spus, parcă a ajuns mai repede când a devenit domnitorală Principatele Unite. Deși nu avea mijloacele pe care le are societatea modernă. Este și acesta un aspect relevant în legătură cu felul cum funcționează institutele statului și respectul lor față de beneficiare care solicită un aviz. Într-un final, și Compania Națională IESA cu sediul la București ne-a dat un acord preliminar, care în temeiul unei legi, mai discutam pe aici, 193, care modifică legea 50, prin care se autorizează lucrările de construire a infrastructurii în general și nu numai. Am mers pe o procedură simplificată, am obținut în final și nu chiar așa facil de la structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bacău, am ajuns în situația ca să emită autorizația de construire. Este aceasta, în data de 18-11-2019. Mulțumesc celor din primărie, dacă vreți aparatul pe care îl coordonez, aparatul de specialitate pe care îl coordonez, în mod special domnului Stângă, care reprezintă, gândește și execută și realmente împreună ne-am implicat și am ajuns la acest moment hotărător, am putut emite autorizația. Am făcut acest anunț și în speranța că veți da curs invitații sau rugamente, este posibil în jurul orei 3, sper să ne parcurgem ordinea de zi, nu este foarte bun. Este posibil să descindă la sediul administrației noastre reprezentanții executantului. Avem o problemă de rezolvat cu ei, și anume este vorba de actualizarea valorii de execuție. Dacă vă mai amintiți, noi am mai făcut o actualizare, dar actualizare, atât ca urmare a ordonanței de urgență a Guvernului 114, prin care s-a majorat salariul minim, dacă vă mai amintiți, am făcut-o la etapa de studiu de fezabilitate. Este primul studiu în cadrul acestui proiect și, în principiu, pentru un proiect legal de investiții, este o documentație de tip estimativ. Deci, proiectantul care realizează studiul de fezabilitate în baza legislației existente și competențe pe care o are. Aici, sigur, lucrurile pot fi discutate. El propune niște soluții. A urmat etapa de avizare și regulile spun clar. Proiectul tehnic de execuție și detaliile de execuție nu pot rezulta decât după obținerea avizului. Pentru că orice avizator îți poate da avizul condiționat. Spune, domnule, da, sunt de acord să se execute această lucrare, dar mai trebuie să faci ceva conform competențelor pe care le are avizatorul. Să vă dau aici câteva exemple care justifică și această întâlnire. De exemplu, la stațiile de pompare abe uzate. Mă rog, la etapa studiului de fezabilitate, proiectantul a prevăzut 7 stații. Din 7 stații, la proiectul tehnic, s-a considerat că sunt suficiente 5, dar una din stațiile de pompare, care este amplasată în mod logic la subtraversarea pe sub râu Oitur, proiectul practic pleacă de la intrarea în Filipești
și cele două rețele duble de apă și canalizare merg pe ambele zone ale drumului. Acolo urmează să se execute subtraversarea pe sub Oituz, atât pentru canalizare cât și pentru rețeaua de apă, fără îndoială. Urmează să fie amplasată un SPAU, adică o stație de pompare ape uzate, undeva la capătul podului, aproape de prima împrejmuire, este o grădină acolo. Cei de la Apele Române care au avut competență să ne dea avizul, că am avut și avizul de la Apele Române, au considerat că datorită vecinătății cu râul, în momentul când se umflă, este posibil să provoace inundații, dacă ar fi rămas la cota zero. Și atunci el ne-a condiționat avizul de realizarea unei platforme care se ridice nivelul. Cam cu un metru, după câte îmi amintesc, vă dați seama că asta presupune cheltuieli. Cele mai multe condiționări la avizare, evident, le-a dat drumul național. Mai ales avizatorul de la sediul central, de la București. Fiecare are viziunea lui și el și-a spus cuvântul. Trebuie să pornim de la ideea că, într-adevăr, administrația drumurilor are ca interes și noi toți avem ca interesul să-și apere bunul pe care îl gestionează, drumul, platforma drumului în special. Mai menționam aici că, în multe cazuri, zona aceasta de protecție, zona de siguranță, în primul rând, a drumului, a fost îngustată. Cei care au prejurile, în momentul în care au refăcut, este tendința asta specifică instinctului uman de a mai împinge gardul. Fiind și alte rețele în subteranul zonei de siguranță, e clar că ne-au impus niște lucrări speciale care nu erau prevăzute în studiul de fezabilitate. Sunt foarte multe subtraversări. Subtraversare înseamnă un traseu perpendicular pe sub platforma drumului. Asta e clar. Sunt și situații în modul excepțional care au fost înțelese și sunt prevăzute în legislația în vigoare, respectiv ordonanța de urgență a Guvernului 43-96, care a devenit lege, care permite, deci repet, la modul excepțional să se amplaseze conductele în platforma drumului, dar cu protecție specială. Se pozează rețelele în niște conducte de oțel pentru protecție și de la o singură subtraversare care figura în studiul de fezabilitate, așa cum l-a gândit proiectantul, la respectivă, s-a ajuns cumulate subtraversările, poate urmări pe planșa din proiectul tehnic, cât și instalațiile de pozare a conductelor undeva în zona șantului, la marginea drumului, o lungime peste un kilometru, peste 1000 de metri. Asta implică costuri. Bun. Acum, ca să putem începe execuția propriu-zis, trebuie să ne punem de acord cu cel care urmează să construiască, o asociere de firme din oraș, mai cunoscută pe partea de execuție, este Gironapo, pe care l-ați cunoscut, că am lucrat cu ei și la drumă. Ei au câștigat licitația și așa mai departe. Am avut discuții nu deloc ușoare, din punctul meu de vedere, că intenționam, dacă aveam o valoare convenită, noi trebuie să actualizăm devizul general cu aceste costuri, care se cuprinde, ce am actualizat deja, majorarea manovere, prin majorarea salariului minim pe care am făcut-o cu forța de muncă, dar care trebuie să cuprindă și aceste costuri suplimentare.
aici suntem într-o dispută. Eu i-am invitat să vină și sper să vină. Eu cam asta propun, să ne parcurgem ordinea de zi, se termină ședința. Dacă deși vin la mondul informal, stăm de vorbă și pentru transparență și așa mai departe, pentru că eu consider pretențiile lor sunt nejustificate și nu e bine pentru bugetul local, pentru veniturile comune și așa mai departe. Și vă dau un singur exemplu. Poate supere cei de la constructor una alta, dar e important să nu ne supărăm noi. Eu am mai, după discuțiile care nu s-au terminat cu un consens normal între cele două părți din contract, noi ca beneficiari, ei ca și constructori, din potrivă, am mai continuat discuțiile cu proiectantul din cercul directorul de la Girona. Alo? Nu, dar chiar este necesar ca ați promis. Eu tocmai anunțam ordine de zi și am informat Consiliul că dumneavoastră o să veniți la trei ca să stăm de vorbă, pur și simplu. E informal, dar să stăm de vorbă. Da, vă aștept. Nu prea vreau să vină, dar dacă tot am stabilit niște lucruri. Eu, din perspectiva legii finanțelor publice, ca ordonator de credite, în general, nu am voie să semnez contracte dacă nu am credite, dacă nu am bani. Banii știți care sunt. Cei 133 de miliarde obținuți de la Ministerul Dezvoltării prin contracte de finanțare, ca tot rotundă, și mai avem bani din excedentul bugetar, care l-am păstrat în mod expres pentru aceste obiective de investiții, cea despre care discutăm și postul din Slobozia. Bine, sunt mai practică și investiții multianuale. Dar este greu de anticipat în sistemul administrativ fiscal românesc ce venituri vei avea. Guvernul spune, am bani, nu am bani, intrăm în faza arieratelor, nu pot să iau o decizie pe care o consider exagerată. La urmă, decizia dumneavoastră luați. Trebuie să aprobați pretențiile de majorare, care se regăsesc și într-un debit. Ce am reușit să fac eu la un moment dat, ca să vedeți ce înseamnă societatea cumpunească. Am discutat cu proiectantul de la Iași și i-am explicat că eu consider exagerate pretențiile constructului și am reușit, în urma discuțiilor, proiectantul, sigur, face parte din asocierea și constructorul, pentru că noi am scos la licitații la pachet. Și proiectarea și execuția ca să câștigăm timp. Proiectantul mi se pare o persoană echilibrată și onestă, că a reușit să dau jos din pretențele, să cobor din pretențele stabilite de pe la 166 aproximativ de miliarde, să dau jos 13 miliarde din ieri până astăzi. Deci 13 miliarde sună impresionant la un moment dat. Și proiectantul este o doamnă, așa mai departe, vă dați seama că ea a încercat să fie echidistantă și onestă. Mai ales că în asocierea lor, puteam să bănuiesc că e omul lor. Într-o expresie mai vulgară, să spunem. Și a recunoscut că ceea ce am solicitat eu pe baza analizei comparative cu ce prețuri au venit la ofertă, cam cât ar costa metrul liniar de ceea ce spuneam, sub traversări sau pozarea conductorului, s-ar putea diminua această valoare, această sumă de 130 de miliarde.
Evident că trebuie să găsim o soluție de echilibru, pentru că investiția trebuie făcută. Doamne ferește, să nu o facem. Dar în condiții de echilibru. De-aia am și invitat. Și probabil o să vină cu argumentele lor. Vă pot spune numai atât. Că la un moment dat am ajuns la target-ul pe care mi-l propusesem cu doamna proiectant. Adică am ajuns 13 miliarde. Din momentul ăla, nu mi-a mai răspuns la telefon, a spus că e la medic. E posibil să facă presiuni și ce din asociația lor și așa mai departe. Și mi-au trimis ca devin general care ar fi trebuit sau ar trebui să-l aprobați cifra de el. Vreo 160 ceva de miliarde. N-a venit bani și nici nu consider justificată. Eu vă rog să rămâneți după ce terminăm partea oficială, să vină și ei și să-i ascultăm. Și pentru mine este ceva, n-am mai trecut prin această situație. Nici discuție pe mine negocierea și nici ce s-a întâmplat cu proiectantul. Proiectantul trebuie să fie element de echilibru. Să aibă și profesionalism și l-are. A făcut un proiect bun, ca dovadă că a trecut până la urmă la minister. Am fost împreună la verificare. Știu ce s-a discutat, știu ce i-a spus verificatorul. Am fost împreună așa cum am fost cu domnul Stângă și la ședințele de verificare de la ea și așa mai departe. Faptul că s-a îmbolnăvit subit așa și două ore nu poate să vorbească, ne-a trimis în SMS. O să-i asculta și pe ei și așa mai departe. Eu am zis să vă informez și e bine să deliberăm. Puteam să-l bag acum, dacă rămânea cu economia asta de 13 miliarde, noi nimic când ne înțelegeam, chiar dacă nu era avizul, adică să vă mai chem la o ședință de îndată. Luam pauză, vă uitați pe devizul general, vă dădeam aceleași explicații care vi l-am dat acum. Ar fi fost fezabilă suma asta cu ce avem bani de la minister și ce mai avem noi excedent bugetar de anul trecut și ce o să mai fie. Oricum nu era o sumă mare de dus în spate pe arierate de plătit. Trebuie să plătim, dar să plătim că se justifică. Să înțeleg că sunteți de acord cu propunerea asta după ce terminăm partea oficială, luăm o pauză și îi așteptăm pe încă. Eu sunt convins că o să găsim o soluție. Atât. Să pun la vot ordine de zi. Mulțumesc pentru acceptare. Să dau stafeta să se fie în două. Mulțumesc, domnul primar. Mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri. Înainte de a trece la ordinea de zi, dăm cuvântul domnului secretar pentru a prezenta procesele verbale de... Da, nu îmi duc așa o glumă, așa, de acum dacă tot ați aprobat un organigramă cu denumirea funcției de secretar general, asta e, da. trebuie să vă conformați, îmi pare rău, dar... Da, mulțumesc. Domnul secretar general. Trebuie secretar dacă, doar n-am făcut-o eu legea, codul administrativ. Am înțeles, doamnul secretar. Da. Sunt două procese verbale. Da. Care a fost deja la BAPĂ. Dacă pe marginea procesului verbal încheiat în ședința ordinară din 30 octombrie 2019 aveți de făcut completări sau știu eu anumite... Dacă nu supun la vot procesul verbal încheiat în ședința din 30 octombrie 2019, cine este pentru? Mulțumesc în unanimitate procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 30 octombrie a fost aprobat. Și în procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din 10 noiembrie 2019, la fel dacă aveți ceva de completat imaginea procesului sau obiecțiuni. Dacă nu supun la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din 10 noiembrie, cine este pentru? Da, mulțumesc în unanimitate pentru ce a fost aprobat. Mulțumesc, domnule președinte, faceți. Procesul verbal încheiat în ședința trecem la ordinea de zi, dacă restul sunteți de acord, am înțeles că este un domn
domnul Machiș, da, are ceva de zis. Dacă nu stea omul până la sfârșitul zilei. Îi dăm cuvântul, da. O neclaritate pentru... cum să spune? Pentru... ce s-a făcut? Concursul ăsta care s-a făcut aici, la școala asta. Nu pot să-mi dau seama ca un uitașul noastră. Bun, uitați. Certificatul pentru instalator sanitar și gaze. Și a intrat un meseriaș strungar. Dacă se poate așa ceva, e clar. Strungar pe lângă așchiere. Uitați. Dacă se poate așa ceva, chiar e corect. În România asta nu mai merge nimic. Da. Aveți? Uitați. Înțeleg că uitați. Să aveți... Da, dar vrea cineva să ia cuvântul sau... Asta e documentul dumneavoastră. Da. Dar trebuie să dat examen pentru ce am? Asta eu nu știu. Pentru ce ai dat examen? Unii vei să candidezi ce funcție? Pentru fochist. Pentru fochist, la școala noastră, nu? Da. Și câți candidați ați fost? Trei. Și? Și vă... Trei. Păi s-au luat în criterii fiecare, ce studii au, ce... Dar s-a uitat cineva pe dosarul nostru? S-a uitat cineva pe cartea de muncă, că am făcut fiecare pagină în parte. Că aici nu-i de joacă, că băi, bag un lemn, scot un lemn și am terminat. Că se ridică temperatura, se ridică... Îmi spune mie cine înseamnă supapă de presiuni sau termomanometru? Păi nu-i corectă treaba asta. Domnul Maicăș, am o întrebare. Asta a fost o probă practică? Nu. Păi greu. Păi nu. Că era de la ora 10 până la ora 12, era concursul. Da. Și de la ora 12 la ora 2, probă practică. Dar cine a dat probă practică? Mama? Nu a dat. Nu a fost, nu? Păi, dar cine? Păi, ne chema cineva la probă practică? Mi se pare că e corect să vă stau acordat în examen. Dacă ceva corect, nu pot să-mi dau seama. Nu. Și mi s-a spus că vine un inginer de la Bacău. Cine a venit la Bacău? Contestația ați făcut? Am făcut contestație. Și contestație ce am făcut la contestație? Nimic. Nu e legal. Dacă e ceva normal, normal. Dar nu mi se pare ceva pentru dreptate, nu pentru altceva. Păi, dacă este dreptate sunt mai omule. Celălalt candidat are certificat de calificare? Cine? Celălalt candidat, care da, o ce? Eu nu știu, dar trebuie să aducă comisia la fața locului, diplomele la toți. El este strungat în așchiere. Domnule președinte, conduceți o ședință. Aveți competență să faceți anchetă în zona asta? Pierdem timpul la trei, așteptăm pe oameni. Eu am tot respectul față de om. Am făcut contestație. Că concursul nu l-am organizat noi, l-am organizat școala. După câte știu, doamna director Nina a făcut parte din comisie, atâta a organizat. El cu contestate. Sunt niște etape prevăzute de legislație. Nu-i mulțumit la contestate, poate să meargă în instanță și așa mai departe. Mi-am pare rău din situație, dar... Părerea mea, totuși, mă iertat, dar nu aveți competență față de anchetă. Dar nu e de anchetă, eu am dat cuvântul automatic și nu știu. Dacă vreți să faceți anchetă, supuneți. Am fost eu o pauză și când terminat ancheta, pot să revin. Deci, trebuia să-mi dau cuvântul să văd pentru ce am venit. Dar nu știam absolut nimic, dar eu nici de concurs, n-am știut. Omul așteaptă, într-adevăr, să-i spune ceva. A venit la administrație locală, la consiliul local, ca la o autoritate. E dreptul lui. E dreptul lui să participe ca invitat. Dar, cum să spun eu, spuneți-i clar, aveți competență să faceți o anchetă sau nu aveți competență? N-aveți competență. Omul înțelege. Dar, până și eu am. Așa că o părere, deci ce-am spus, cuvântul nu e... Spuneți-i unul să meargă, că, într-adevăr, e dreptul lui să-și apere punctul de vedere. Da, asta e părerea mea.
Da. Bine, vă mulțumim, domnul Machiș. Trecem la ordinea de zi, la primul punct. Mulțumesc, răbdare. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuielile privind activitatea de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap pe anul 2019, inițiator domnul primar. Da, mulțumesc. Deja am intrat în un domeniu foarte sensibil, dar ideatic pentru ceea ce ar trebui să facă orice administrație locală este vorba de protecția socială. Nu întâmplător și doamna din aparatul executiv este aici. Am invitat pentru că mai avem un proiect de hotărâre din această zonă. Cazuistica iarăși vă este cunoscută că ne-am întâlnit cu domnișoara menționată în referat, Mirona Andreea Manuela, parcă se numește, mi-am amintit. Ea beneficiază mai demult de sistemul ăsta de protecție rezidențială. Numai că acum am primit o anumită vârstă și a făcut pasul, să dea Dumnezeu sănătate, de la minor la adult. Și în cazul ăsta costurile se măresc. Este aceeași procedură de solidaritate a administrației locale respectiv. Consiliul Local, Primăria, cu persoanele în cauză, în suferință, ca să spunem lucruri pe nume, și trebuie să aprobăm alt cod, care este diferit față de perioada când era menoră, este internată cu, având acest statut al vârstei și în alt centru rezidențial, conform legislației, pe care am precizat-o, văzut-o, cam a treia parte, doamnă contabilă, parcă să portăm. 35%. 35%. Dar asta este numai, asta este numai diferența care am nevoie până la sfârșitul anului. Pentru că noi am avut cota pentru până la sfârșitul anului cu vechea cotă și a făcut în septembrie, în decembrie, ca minoră, iar în septembrie, trecând la alt centru și la altă vârstă, e diferență de mare. Deci nu mai rămâne decât să dau citire proiectul de hotărâre. Propun la primul articol suplimentarea nivelului contribuției la finanțarea activității de îngrijire și protecție de tip rezidențială a persoanelor cu handicap stabilit prin actele 3, 3, 5, 2019, cu suma de 2.880 lei pentru lunile septembrie-decembrie 2019, ceea ce reprezintă alt procent de 35 din costul mediu anual stabilit printr-o hotărâre a Consiliului Județean Bacău, că el coordonează activitatea în cadrul județului, privind aprobarea costurilor anuale pentru persoane cu handicap pe 2019. Articolul al doilea, propun că după aprobare hotărârea să fie dusă la îndeplinire către doamna Răcoțeanu Romenea, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdare și al treilea. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Joe Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate și instituției prefecturii de sub Bacău. Atât, mulțumesc. Mulțumim și noi. Domnul președinte. Da, vă mulțumesc. Doamnă și domnule consilieri, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Bogdănești, județul Bacău, pe trimestrul 4-2019. Inițiator, domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. Vă mulțumesc. Ca idee, nu este o noutate în proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului. Menționam de fiecare dată că ea se face într-un cadru legal, legea finanțelor publice locale, cu respectarea alte condiții de echilibru, vorbeam de echilibru între venituri și cheltuiele, trebuie să ai ce să rectifici. Rectificarea conferă, după cum spuneam, adaptabilitate bugetului
și influență ca lucrurile să meargă în cadrul administrației locale. Mai aminteam, dacă ați reținut, că o rectificare poate fi pozitivă, că n-ai bani în plus, poate fi negativă, trebuie să dai bani în buget, sau poate fi prin virare de credite, care înseamnă un statul quo, ca raport dintre venituri și cheltuiele. Tocmai pentru că precizăm acest principiu al adaptabilității, poți să transferi creditele de la un articol, unii consider că ai un excedent și echilibrezi alte articole, alte domenii, sunt de zona de funcționalitate. Bine, poți să duci bani și în secțiunea de dezvoltare. Ca să îți funcționeze, în primul rând, serviciile și trebuie să le plătești, nu? Și aici am menționat suma acumulată propusă pentru rectificare din acest trimestru în care ne regăsim al patrulea, prin virare de credite de la un capitol la altul, așa începe primul articol, la secțiune de funcționare, cu suma de 74.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Propunere pentru articolul al doilea. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuțeanu Romelia, consilieră în aparatul de specializare al primarului Comunei Bogdănești. Și al treilea, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Ciori Vasile, va comunica hotărârea primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate și instituție prefectului de Bacău. Atât, mulțumesc. Mulțumim și noi, domnul președinte. Da, vă mulțumesc, doamnă și domnule consilier. Comisia Împreună Economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Mă invită să votez și acest proiect. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Bogdănești, județul Bacău. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 3. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnele și domnule consilier, domnule primar, după Constituție, la data de 12 septembrie 2019, prin ordonanța de urgență 57/2019, a intrat în vigoare codul administrației publice. Datorită faptului că la articolul 632 prevedea ca până în termen de 90 de zile toate UAT-urile să-și modifice regulamentul de funcționare și organizare a Consiliilor Locale. Comisia numărul 3, împreună cu domnul secretar general, cu sprijinul dumnealui, am adaptat vechiul regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local Bogdănești cu noile cerințe conform codului administrativ. În acest cod au fost cumulate legile care apăruse în ultimii ani, legea 215, mai multe legi care privau administrația publică locală, au fost cumulate și sunt foarte multe modificări. Până aș citi proiectul de hotărâre ca atare, amintesc așa că pentru dumneavoastră l-ați citit ieri, este destul de stufos, mi se pare mai simplu ca vechiul regulament de organizare și profesionale. Ca noutate, să începem de început, ar fi validarea de către judecătorie a consilierilor local, modul de alcătuire a consiliului local, s-a schimbat modalitatea de numire a viceprimarului și modul de eliberare din funcția viceprimarului, modificări și la modul de pierdere a calității de consilier, la indemnizație consilierilor și v-aș invita să-l studiem și după aia cu rug de amănunte, că este un regulament care ne privește și, în consecință, la ședință sau asta, nu ridicăm alte pretenții decât ceea ce spune în regulament, pe care v-aș ruga să-l votați, pentru că, așa spune legea, probabil, dacă o să fie fost făcute
o omisiune involuntară, pe parcurs se poate modifica, se poate așa. O să dau citire proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului Local Bogdănești. Având în vedere prevederea la articolul 362 din ordonanța 57 de 2019 privind codul administrativ, în temeiul 136 alineatul din ordonanța de urgență, propune articolul 1. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Bogdănești, județul Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. După aprobare, hotărârea Consiliului Local al Comunei Bogdănești, numărul 44 din 18 a 10 a 2007, cu modificările referate, se abroge. Articolul 3. După aprobare, secretarul general al Comunei Bogdănești, domnul Nicioi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, consilierilor locali și instituției prefectului județului Bacău. Deocamdată atât. Noi, Comisia numărul 3, Comisia Județului, de fapt, ca și inițiator, în cerința de ieri, cerința pe comisii, am dat un aviz favorabil. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă dorește ca cineva să ia cuvântul. Domnul Puștaru. Domnule președinte, domnule primar, domnilor, domnilor invitați, dacă din nou regulament de organizare și funcționare al Consiliului putem primi cel puțin din esența modificării câte o anexă, câte o hârtiuță. Da, să-l primim pe domnul consilier, dacă era răspuns atent, acolo spune la articolul 3. Secretarul general al comunei va comunica după aprobare consilierilor locali domnului primar și instituției prefect. Deci după aprobare, fiecare consilier... Și... Mulțumesc! Deci eu am luat această inițiativă. S-ar putea ca eu, consilierul Poșcaș Dorel, care am fost până acum membru cu respect, să nu mai pot face parte din acest consiliu, datorită activității pe care o desfășor. Și formațiunea politică din care fac parte să se orienteze la următorul supleant sau cine urmează. Noi, incompatibilitățile, domnul Puștașu, rămân cele stabilite prin legea 161 și au fost preluate în codul administrativ. Eu mă străduiesc să duc mandatul... Și regulamentul, dacă e să mergem până la capăt și să fim corecți, după aprobare, fiecare consilier a primit regulamentul Consiliului Local. Da? Da. Mă străduiesc ca persoană... Așa că n-are noastră... ...să duc mandatul până la sfârșit, cu toate întrerupele care vor fi permise de lege, și mai departe nu vreau să mai încurc. Grecia sau Africa? Loc. România. Moldova. Okay. România, domnul primar. A fiecare își caută într-adevăr. Eu făcusem, dacă permiteți, domnul președinte, dacă domnul consilier a terminat, dacă îmi permiteți, știți că eu am spus și în Comisia de Specialitate, eu puteam să multiplic proiectul de regulament pentru toți consilierii locali înainte de aprobare. Dar trebuie aprobat. Da, am zis, domne, să stricăm un top de hârtie de vreo 500 de foi, ca după aceea să facem alt top, pentru că ăla era proiect, și să mai stricăm încă unul, am zis, domne, după aprobare, obligatoriu, fiecare consilier va primi regulamentul aprobat normal, modificat, ca să știe pe ce bază își duce activitatea mai departe. Și vă asigur eu că o să-l primiți. Mulțumesc. Da. Domnul secretar, n-am vrut să deranjez, dar... Da, s-a întâmplat. Da. Să punem la vot acest proiect. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Unanimitate, să vot așa acest proiect. Acum 4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei a statutului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului. Inițiator, domnul primar. Da, mulțumesc. Păi și cu acest punct de proiect de hotărâre ne-am mai întâlnit și cred că se înscrie în aceeași filozofie. Tot ceea ce facem aici, tot ceea ce dezbatem, sau prin ceea ce ne propunem în atare situații, nu facem decât să ne adaptăm. Mie personal îmi place mai mult această expresie de adaptare decât de schimbare sau modificare. Și organigrama, știm ce înseamnă, este acea construcție teoretică prin care ne organizăm resursele, fie ele
financiare și ar zice în primul rând cele umane. De data aceasta, prin ceea ce am propus pentru deliberare, sigur, ca să ai resurse umane, trebuie să ai și resurse financiare. Este o cazuistică mai specială, mai suferentă. Și când la suferință se adaugă și izolarea, e de dreptul tristă situația. Am văzut probabil referatul de la acest proiect de hotărâre. În caz, i-am cunoscut-o pe doamna Gabi Apostol, că nu era bolnavă și chiar ar vrea să o văd. Chiar dacă mă preocupă și investițiile, dar parcă cel mai important, tot omul trebuie să rămână. Și mai ales că am o informație care m-a impresionat foarte mult, că ea mai pute merge la noi pentru angajarea unui asistent. Aici nu suntem bugetat cum am dorit, dar mi-amintesc dintr-o discuție cu Lămăița, când a fost la Gabi Apostol, a spus, doamnă, să-mi bun lau, dar mintea merge. I-am mai spus niște demersuri, dar nu are important a făcut demersuri. Important e ceea ce putem face noi pentru ea. Este o situație mai dificilă prin diagnostic în sine, că este imobilizată, dar nu are, după câte m-am informat, rude apropiate din familie. Soțul e plecat, e divorțat, ce-i cu el? E plecat pe lângă străinătate. Da, păi cu atât mai greu. Și ne-am gândit personal, n-am ezitat nicio clipă, am speranța că comporta. Deși suntem într-o dificultate financiară, ea este într-o dificultate mai mare. Pur și simplu, e vorba de existența ei. Să-i aprobați un post de asistent personal, cu oricum nu vom plăti pe bugetul anului următor. Dacă aprobat acum, intră hotărâre respectiv dispoziția mea de angajare a unui asistent. E important că am găsit pe cineva ca să-i pună pamper, mai pe românesc, încerc cu scoză de expresie, mai ales că e femeie tânără. Începând cu bugetul anului următor, intră în plată, nu? Dacă e cu 1 decembrie, și decembrie vă zicem. Da. Gabi din Mofte, dacă o cunoașteți. Am înțeles că sunt rude, dar nu locuiesc împreună. Gabi căsătorit, unde locuiește? La Onești. O să facă naveta. Toți am avut un bolnav în familie la un moment dat, imobilizat și știm ce înseamnă să lar. Singur, la unei părere. Deci eu să dau să fie de hotărâre. La primul articol propun modificarea organigramei și statului de funcție pentru aparatul de specialitate primară Comunei Bogdănești, de Dubacov, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, doamna Toma Viorica, referent, și doamna Răcoțeanu Romelia, conținut la aparatul de specializare a primarului, vor duce la îndeplinire hotărâre. Articolul al treilea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul comune, aici, domnul Înceiu Vasile, primarul Comunei Bogdănești, doamna Toma Viorica, compartimentul financiar, contabilitate și instituție preficul județul Bacău. Atât, mulțumesc. Comisia 3. Da. Comisia numărul 3, ședința de ieri, pe comisia, dar a fost favorabil acest lucru. Da. Mulțumesc. Dorește cineva să ia? Dacă nu, cine va vota, cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire
privire la aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al UAT Bogdănești, județul Bacău, inițiator domnul Grigore Gheorghe, consilier local. Deci, dă cuvântul domnului consilier. Domnul și domnul consilier, proiectul ați avut la mapă. Rămâne să propun la articolul 1 să se aprobe regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform anexe numărul 1, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2, să se aprobe indicatorii de performanță cu penalități pentru activitatea de colectare și transport, respectiv operarea instalațiilor deșeurilor municipale în județul Bacău, reprezentând anexa numărul 1 la regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membru ADIS, conform anexe numărul 2, care face parte integrată din prezentul proiect al hotărârii. Articolul 3. Să se aprobe cuantumul contravențiilor și sancțiunilor pentru activitatea de colectare și transport, respectiv operarea instalațiilor deșeurilor municipale în județul Bacău, administrativ teritorial din județul Bacău, membru ADIS, conform anexe numărul 3, care face parte integrată din prezentul proiect. Articolul 4. După aprobarea hotărârii se va comunica tuturor membrilor asociației și va fi adus la cunoștință publică potrivit legii. Articolul 5. Să se acorde mandat special domnului Grigore Gheorghe, reprezentant al UAT Bogdănești, să voteze în administrația generală a asociației în conformitate cu prevederile prezentului proiect al hotărârii. Articolul 6. După aprobarea hotărârii se va aplica de la data aprobării regulamentului în cadrul adunării generale a asociației ADIS Bacău. Articolul 7. După aprobarea, împotriva hotărârii se pot face contestații în condițiile legii. Articolul 8. După aprobare, secretarul general al comunei, domnul Lunciu Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabil, doamnei Ftinca Alina, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și instituții prefectului județului Bacău și va fi atât la cunoștință publică în condițiile legii. Avem avizul comisiei numărul 3, favorabil, avizul domnului secretar Lunciu, secretar general Lunciu, hotărârea de motive și mai avem raportul făcut de mine. Vă mulțumesc! Comisia numărul 3? Da. Doamnă și domnule consilier, domnule primar, în ședința de ieri pe comisie, noi, comisia proiectă numărul 3, am dat un aviz favorabil acestui proiect de hotărâre cu un singur amendament. Nu vă supărați, domnul inițiator de proiect, să-l citească cu mine. Să ne citească? Să ne citească. Să ne citească. Apă unul în celălalt. Sunteți bună. Da, da, știți, aici trebuie să vă deranjez pe dumneavoastră, care totuși ați dat aviz favorabil și l-ați citit probabil, nu? Da. Și n-ar trebui să vă mai deranjez. Lăsați-l da. Pe altă. Da. Fiecare capitol. Da. Da. Dorește cineva să cuvântul? Acum să punem la vot. Eu ar dori. Da. Aș profita pentru că nu fac pentru a specula lucrurile, mai ales am aflat tot în regulamentul privind demiterea primarului. Cum e? Nu, demiterea viciului. Viciului, da. E mai ușor acum? Nu, e mai greu. Adică nu, e mai ușor. Deci are dreptul și primar. Să propun. Și viceprimar și la demitere are de primarul. Până acum... Să propun sau să votez? Nu, să propuneți. Păi zic, până acum nu era? Propuna partidele. A? Propuna partidele. Să propun la alegerile lor. Da, 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 da. Și la demitere... La candidatul nu intenționez. Așa, ei, totuși mai are domnul... Deci primar mai are o lună, că vădim de 6 luni, nu poate fi demit. Am mai discutat asta. Și ca un amănunt, deci la demitere, la inițiativa motivată a primarului,
sau o treime din consiliere și votul trebuie să fie cel puțin două treimi. Da, îți pare normal că e vot pentru persoană. Da, pentru validare, la propunerea primarului, a consilierilor și votul trebuie să fie... Mulțumesc că vă ocup prea mult timp. Da. Pentru că sunt răspunzător și partea de execuție cel puțin tot ceea ce se întâmplă. Vreau să profit de această conjunctură pentru că fac legătură și cu proiectul de hotărâre de la rectificare. Ceea ce am omis să precizez, cred că e bine. Că, vă dați seama, documentul ăla cu foți este bun, este un sistem de referință, nu știu când ne folosește nouă pentru că nu avem serviciu. Ceea ce zic eu că trebuie subliniat, ca să profităm să meargă mai bine serviciul de salubritate la nivelul comunității, pentru că avem probleme. La un moment dat, în expunerea de motive, eu obișnuiesc să spun la ce servește, ce probleme rezolvă rectificarea. Ați văzut că am adunat bănuțe de la mai multe articole bugetare ca să rezolvăm niște probleme. Principala problemă care figura acolo, pe lângă bani de iluminat și așa mai departe, este plata gunoiilor menajer. Și aici o să avem dificultăți, va de primarul următor și vai de bugetul comunei, că ne costă mult mai mult decât ne costa transportul gunoiului pe taxa de persoană care o avem și acum, de când am preluat și de la agenți economici și de când colectarea și transportul este nesupravegheată, și aici îl atenționez pe domnul viceprimar la modul serios, așa nu îmi permit să fac glumii, mai ales că vreun de vreun suntem apropiați. Atrag atenția și doamnei contabil. Trebuie să rezolvăm două probleme. Domnul viceprimar, ce-am stabilit, atrag atenția la modul serios în fața Consiliului Local. În ziua de vineri, când se colectează gunoiul, însoțești mașina și nu iei decât ceea ce prevede regulamentul, nu altceva. Da, nu, da, dar ar fi bine să știe și domnul consilier. Domnul Grigore. Deocamdată, domnii consiliere aud și așa mai departe, pentru că suntem deja în dificultate. Deci, imediat, domnul director, am terminat. Însoțesc mașina, nu iei decât ceea ce trebuie luat. Plătim la tonă și vă dați seama. Deja avem probleme aici și o rog pe doamna contabilă, cu încaserie, să meargă mai bine colectarea ta. Asta este. Mulțumesc. Pun la vot. Cine s-a votat? Nu. Cine este pentru? Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Trecem la punctul 6. Solicitări adresate Consiliul Local. Dacă sunt solicitări, nu sunt solicitări, domnul președinte. Credeți că luăm o pauză, că l-am luat pe domnul director.